Deci nu cred că putea să fie cineva mai nepotrivit să răspundă la întrebările pe care le-am primit. Te pup, Edi! Nu de alta, fostul a durat. Bună seara și bine... ne-am găsit. Ce părere ai despre consumul excesiv de NaCl? Să ne răspundă grecii. Asta cred că răspunde cel mai simplu, clar și eficient la întrebarea care va fi viitorul metodelor de învățare scris și citit. Asta. CHIP. Avem nevoie încă de școală, aparent. Și ăla să aibă păreri. Cu introducerea educației sexuale în școală, n-are păreri. N-are habar, n-are nimic, nimic, nimic. Oh, Doamne. Educația! Educația! Nu știu de unde să încep. De aici, cum am scris. Pe cai și... dădeau cu sulița în vrășmași. Din punct de vedere a standardelor postmoderniste actuale, sistemul nostru este foarte învechit. Peste toate materiile, cea mai importantă este materia ce am și... Am să avem orice, ne durea stomacul, aveam gastrit, aveam... Care crezi tu, de fapt, că ar fi părerea pe care ar avea-o profesorul pe care l-ai disprețuit tu cel mai tare când erai în liceu despre introducerea educației sexuale în școli? Doamne, le-am mulțumit pentru tot. I-am mulțumit directorului pentru dușurile spontane pe care le făcea. Frica de sapă m-a ajutat să mă bacu, m-a ajutat să-mi dau licență, m-a ajutat să intru la master și Doamne ajută să mă ajute să-mi iau și o disertație. Profesorii cu siguranță ar putea să aborteze aceste subiecte, dar... Sistemul școlar actual. Asta din România? Scopul unui pedagog este să rămână elevul cu ceva. Pe care aș numi o educație a diversității, în care elevii să învețe ce înseamnă orientare sexuală, identitate de gen, rol de gen, și așa mai departe. Educație în continuare pentru ei și e nevoie de cultură care să-i țină un pic legați de trecut pentru a nu uita ce s-a întâmplat aici. Acum 2000 de ani, toată lumea știa ce este educația. Cum nu mai la din